Cum a văzut omul Raed Arafat tot ce s-a întâmplat la Caracal? Este revoltător din anumite puncte de vedere, cred că persoana aici, că se putea face, hai să zicem, mai mult, mai profesionist, mai corect. O descriere din partea lui Raed Arafat pentru Gheorghe Dincă. Eu cred că este o persoană care, bine, deci de la ce am văzut, e un criminal fără nicio discuție. Problemele psihice ale lui urmează să fie analizate de comisia care este de specialitate și să vină cu analiza respectivă, dar omul respectiv clar are niște tulburări și ceva nu e ok acolo. Adică e un criminal, în final. Ce să descriu mai mult? Un psihiatru ar putea să descrie mult mai bine unde e specialitatea lui. Eu, pentru mine, am văzut în ce stare a fost și clar că un om normal nu poate să fie în stare să facă acest lucru.